etapă a sezonului fotbalistic ne-a găsit la Craiova, unde oldenii, gazde ale întâlnirii dintre Știința Craiova, costume de culoare închisă, și Rapid București, au avut o duminică fotbalistică plină de emoții și bucurie. În sfârșit, câteva faze mai interesante. Primul 11 metri, ratat de către Eftimie de la Știința Craiova în minutul 71. Și primul gol, realizat de Strâmbleanu în minutul 82, prin care studenții craioveni au reușit să-și consolideze locul în categoria A. Și un al doilea gol în minutul 85, de data aceasta în poarta Științei Craiova, dar nerecunoscut de arbitrul întâlnirii. S-ar zice că singurii învinși ai partidei au fost arbitrii jocului, remarcabil prin indecizii.